David! Ia uitați tortul! Mamă, super aici, îmi place! Da, e frumos! E cu Oreo și caramel, nu? Cred că da! David, îți place tortul? E bună, bună! David! Cum e tortul? Îți place? Șefa, mulțumesc! Și ce credeți? Dimineață. Cine credeți că m-a trezit? Nu mi-a venit să cred. A bătut John la ușă cu un cadou. A venit acolo peste noi în cameră, ne-a dat trezirea. Bine că ne-a trezit dimineață, ca să avem timp să ne și organizăm cu tot ce ne trebuie. Și m-am bucurat foarte tare. Ion a văzut vlogul meu când l-am făcut zilele trecute și am spus că mi-aș dori să vină și el. Mă bucur că ne-a făcut această bucurie și că a venit și a făcut timp pentru David. Mai ales că Ion a fost tot timpul alături de noi. A crescut David și pe lângă el, cum s-ar zice, și chiar mă bucur că participă și el la ziua lui. Am fost și la Chinașov, am zis că trebuie să completăm literele alea pe care le-a spart Alin. Am luat P-ul, am luat Y-ul și o girafă a mai vrut David. Haideți că ajungem acasă și gata, mergem spre casă. Hai mami, urcă. Ușor. Fii atent la mașină. John a rămas, nu știu unde a rămas, în magazin, în doi pași. Și mergem spre casă. Revenim de acasă ca să vă arătăm cum continuăm cu baloanele. Vă pup! Prieteni, am ieșit cu David până la poartă, că o să aibă un invitat surpriză. Nu știe nici David pe cine așteaptă. Și așteptăm și noi. Vă țin și pe voi în suspans odată cu el. O, las, Ier, mulți. Dar să vă jucați amândoi cu el, da? Ca frații. David, stai aici! Că-ți vine un invitat. Ce invitat? Stai să vezi. A, Ilie, nu? Nu Ilie. Secret. Iacob. Am stat acolo la baloane. I-am cumpărat lui fiul un laser cu 25 de lei. Bravo, bravo! Să e ziua ta, frate! Tu ești un copil! Mă, e cald! Bă, o să o umbl și eu ca Leonardo dezbrăcat! Am umplat la baloanele alea de mi-a venit rău! Da! Cine vine? Surpriză! Surpriză! Îți place mă, îți place ce cadou ți-am luat? Băi, cal rău, mă. Nu mai pot, m-am topit. Da, poți să-l pui pe grădin și luminează foarte tare. Mai ales să stai acolo cocoțată la baloane. Mă topesc ca o bombonică. Mi s-au spart câteva de la căldură, dar n-am ce să fac vară după cum am urnat. Eu care se topește la soare. Uite, Mihal arată la prieteni și mi-a luat un dat. Mihal. Laserul, da, tare. Da. Diseară să-l puneți pe casă să vedem cum da, se vede. Da, păi nu-mi face fain, că am avut și un din ăsta, îmi face fain pe tata. Ia uitați, prieteni, a venit toată brigada. Și mama, și tata, și Alex. Ai văzut? Te-ai făcut cu priză, Alex. Salutare. Ia uite ce frumos s-a îmbrăcat mama ei. Ah, mai lua la filmare? Da. Păi da. Vezi? Surpriză! Nu credeam că vii și tu! Ce faceți? Hai, bine, stăm! Hai, Leonardo! Nu e rușine! Hai de mă, ce rușine de mama e, mă! Ce faceți aici? Să-ți vin la poartă? A zis cum am uitat și fata să nu vină unde, să vadă unde stă. De cum să nu vin? Și unde e mama ta și tata? Sunt în foișor! Ia uita și e flori!
Să-l punem aici în foișoare. Ne-am îmbătat aici, acolo, eu, bine. De urmă, eu, bine, păi continuăm, abia am dat startul. De luci, de luci, de luci. Îi dau luci. Ce faci are? Hai. Am dormit o oră. Ia-o, patronul, să-i dai lui Luci. Cadou. Haideți înăuntru, la răcoare. Hai, luăm mâncare acum, ce am făcut. Nu m-am bucat să mă spun. Am onoarea să vă salut în mâncare. Mamă, ia uita și cadouri, a luat și ursul. Mi-a făcut cadoul ăsta de karaoke. Uite, ia uita și ursul chat. Ursul știa că vreau să-mi pun telefonul la trotinetă și mulțumesc. Vezi, s-a gândit exact la ce trebuie pentru telefonul la trotinetă. Deci ursul s-a gândit exact ce trebuie. Pentru că mă suni să-mi apar acolo, că m-ai sunat. Vezi, exact beleaua ta cea mai mare, că spuneai că n-ai tot timpul buzunare să bagi telefonul. Acum, ăsta chiar poate să cântă în el dacă vreau. Ăsta cântați amândoi karaoke. Asta o să pun la prezidentă, nu? Sună Mihaela să văd că... Să-și bage oizul. La mulți ani, David. Doamnelor și domnilor, să știți că în seara asta avem mare petrecere. Petrecere. Da. Camitoșerul, că seara cu el. Camitoșerul. Avem mare chef de chef în seara asta, prieteni, cu Leo și a venit și, Cruschi, mama și tata lui Tache, prieteni, suntem aici toată familia care... Ne-am unit acum toată șatra. Căsică e bolat de inimă și ia pastile de astea și s-a uitat aici. Serios, vei? Da, chiar unde-o fisică? A zis că vin toți prietenii atât de leu și deosebită plăcere că a venit tata lui Mihaela aici la noi. În șatră suntem onorați, prieteni, și numai bine că suntem cu toții o familie, prieteni. Uitați-l aici pe tata lui Mihaela. Ia și tata și mama, vi-am arătat. O să tăiem acum un tort și vă arătăm când îl tăiem. Gata, prieteni, tăiem tortul. Și mai avem și un cadou, da? Tată, ne strângem să ne adunăm aici la tort, că tăiem primul tort. Avem trei bucăți, trei la număr. David, vezi cu cuțitul, mami. Stai cu Alin împreună, da? Hai bine, singur. Stai să cântăm așa. Stai, ușor. Vezi cu cuțitul. Așa, ia uite, cu toți bunicii. Hai, dor. Cine cântă? Mulți ani trăiască. Ia uite. Mulți ani trăiască. La mulți ani. Cine să trăiască. Cine să trăiască. La Stai că trebuie să le facem noi. Stai să te mânjim. Măi, Polionar, dai pe capăt. Bravo! Trebuie de ziua ta așa cum e. Așa trebuie. Stai că pune mame acum la toată lumea. Nu zici nimic ca să nu se vede copilul. Pune mâna la mare, că odată e bine să se vede. Da, odată. N-are nimic, mami, că te schimbăm, mai avem timp. Uite, și mi-au făcut și mie taxa. Lasă că așa trebuie. Bă, David. Leonardo, haide cu tata. Nu are nimic, mamă, că așa e bine de ziua ta. Să te mânjim. Ce e cadou mai? Nu e pentru tine, e pentru patroana.
Și pentru bunica Anca. Alex, hai, tăie gata. Bă, stai să gata, poți să poți să le dai tu și cadourile. De la mine, de la mine. Să murdoră pe mâine. A. Nu-i nimic, nu-i nimic, nu-i nimic. Alex, ia fără un TikTok de-al meu. Stați așa, uite. Mulțumesc. Hai, uite, ăsta e de bun. Chiar că nu mi-am pus niciodată, dar așa să-mi chiar... Cu astea chiar o să stea frumos. Și după aia pe patronat. Eu nu prea port de bătăuri și amărgere. Ia, ține tu să o ajut un pic. Păi, da, știu. Da, uite așa. Ia să te ajut eu. Să o poți? Uite, vine Ale. Bă, nu, nu știu. Bă, dați-mi și mie, mă, că m-am băi, bă. Îmi zici că se cadrul. Bă, stați! Să-mi dau. Îi dau? Stai, stai, stai. Ce ai zis? Nu văd de la unul. Nu văd de la unul. Gata, să fac. Hai că nu poate ce-mi spune. Ai făcut, ai făcut. Da. De unde e cola asta mică? Asta e de la turcesc. Uite ce-am făcut la tot. Vă pun eu, David, imediat. Stai că avem un cadou de David. De patroana de ame, că toate zile lovea. E patroana cu hineri. Da, hai că ne-a zis cu jucar. Tandala, cu apă de măcelar. Tandala, salvenii patroana. De roată, așa, Alex. Tandala, tășonența ei lumea. O alim, o leo, a da 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 Trăiască toți prietenii noștri. Mătate. Patroană, avem un cadou pentru tine. Să trăiască fanii mei care mă urmăresc și toată șatra. Să le dea Maicuța Sfântă Sănătate și Iisus Hristos și la copiii mei. Tați așa. La Nicola, David și la Ionare. Nu-i adevărat telefonul, nu-i tu numai că hai, sănătoși. De la mine. Avem 3-4 torturi oricum. Dai bun rău ăsta. Dar mai mergem pe auto, mai mergem pe auto. Hai? Hai? E un mutat să mă băie așa. Alex! Rahul! Rahul! Tort! Dai să-ți tort! Oricum mai avem 3. Ha? Ia, ce e acolo patronul? Dai să-ți mă la Rahul. Ia! Ce e patron aici? A venit Cruzca, mama lui Mihaela. Niște perle. Tate. Patroane, vezi că astea sunt originale, de alea bune. Da. Să le por să le toată. Mulțumesc. Da. Da. Și, Miha. Și asta mai e de lui Alin. Asta e pentru fată, pentru Albina. A, mulțumim. Ia uita ce frumos e pentru Albina. Ce? Cu aici toți prietenii patroane. Mamă. Ține asta bine că e pentru Albina. Ce mi-a adus un de perle. Asta e pentru Albina, să ții bine. O stă bine. Da, frumos. De ce ajuns? Ia să păi, ce să închide singur, eh? Da, e cu magnet. Da. Dar și ție stă frumos pe ăla. Ce? Îl pun direct, nu? Da, dă-i direct încărcare așa. Și nu pun tip nimic. Cristu, patroana, da, sau patroana petrece. Scriu ceva pe clip sau? Nu, nu, descrie doar, două, trei vorbe. Nu mănânci tort, Alex. Mă, copii, v-ați pus pe tort? Aha. A? E bun. Butelie, ușor, ușor, ușor. Nu că, nu că. Bă, ușor. Ia filmați-mă ce faci. Ușor. Ce bune. Da, tu, Alex. Ce bagă. Alex. Mă, urs, unde e? Ursule. Alex. Ursule, ai la tort. Ești tu. Prietenii au plecat, părinții mei, n-au putut să stea tata foarte mult pentru că știți cum e cu munca, suntem în cursul săptămânii,
Dar s-a bucurat foarte tare toată familia, și soacra mea, și socul meu, și patroana. Ne-au adus o grămadă de cadouri, băuturi, niște perle frumoase, mai prețioase așa pentru soacra mea, pentru patroana și pentru fetiță. Lui David i-au luat o grămadă de cadouri, de haine. Doamne, am aici seturi întregi. Foarte multe cadouri a primit David și de la Aristică și de la Reichold. Toată lumea, și soacra mea i-a cumpărat, și ursul, jucăria, ați văzut voi acolo, pentru karaoke. Deci chiar a fost foarte frumos și m-am bucurat atât eu cât și David, pentru că am fost foarte surprinși. Noi credeam că o să vină doar Alex, că știam că tata e cu munca, că programul ăsta a încărcat. Majoritatea înțelegeți ideea, pentru că majoritatea dintre voi munciți și știți cum e cu programul de muncă și atâta drum. Deci ne-am făcut o surpriză pe cinste, chiar ne-am bucurat toți, mai ales David. Pentru David a fost o bucurie supremă. Ne-au adus un tort foarte bun. Ne-a adus și Aristică un tort, la fel, trebuie testat, dar cred că la cum arată este la fel de bun. Și tortul pe care i l-am făcut eu și Alin, ăla e cu Oreo, abia aștept să-l gust. Vă lăsăm și continuăm petrecerea, bineînțeles că revenim și la voi, pentru că de-abia de acum încolo facem pregătirile cu grătar, punem masa și vă ținem la curent cu tot ce se întâmplă. Vă pup și vă mulțumesc foarte mult pentru urări, pentru că de-aseară ați început să mi transmiteți la mulți ani pentru David. I-am citit și lui comentariile voastre, era foarte fericit că este atâta lume care îi urează la mulți ani și care îi transmit gânduri atât de frumoase și de bune. Vă pup și revenim de aici din șatră.